S-au afișat rezultatele finale la concursul de definitivat. La nivelul județului Botoșani, promovabilitatea la concursul de definitivat a fost de 70,3%. 43 de candidați au obținut note sub 8, 73 între 8 și 9, 27 de candidați note între 9 și 10. În ceea ce privește nota de 10, a fost obținută doar de 2 candidați, chiar și după contestații. Candidații care au promovat examenul de definitivat cu note peste 8, atât la proba scrisă cât și la inspecția la clasă, au dobândit dreptul de practică în învățământul preuniversitar. La nivelul țării, după reevaluarea lucrărilor contestate, 175 de candidați au primit note peste 8. Peste 1900 de candidați au obținut note sub 8, între 8 și 9 doar 3032, note între 9 și 10 au primit 1209 candidați. Doar 39 de candidați din întreaga țară se pot lăuda că au obținut nota 10 la examenul de definitivat.